Partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu va rămâne în Alianța Liberalilor și Democraților la nivel european, dar va fi monitorizat. Decizia a fost luată recent de Consiliul Grupului Politic Liberal și Democrat la nivel european, în urma unei cereri a unui politician austriac care reproșa alt de colaborarea cu PSD. S-a decis continuarea monitorizării evoluțiilor din România cu respectarea unor standarde clare. Consiliul ALDE va fi informat, ALDE România va fi consultată pentru clarificarea pozițiilor, când și dacă va fi necesar. Până atunci, statutul de membru rămâne neschimbat, a informat Consiliul Grupului Politic politic de la nivel european. Al de România se află în coaliție de guvernare cu PSD, partid care face parte din altă familie politică, socialiști europeni.